Crescătorii de vaci din România sunt disperați și fac un apel de urgență către autorități să stopeze importurile de lapte din Ucraina și alte țări care fac oferte procesatorilor români. Procesatorii fac presiuni pe producători pentru a vinde laptele la prețuri din ce în ce mai reduse sub nivelul costurilor de producție, iar laptele este adus din Ucraina, Polonia sau Ungaria pe o concurență neloială. În plus, fermierii din aceste țări beneficiază de subvenții mult mai mari de la stat comparativ cu crescătorii români. Trebuie privit pe ansamblu problemele de pe întreaga filiera laptelui, pentru că mai avem încă un jucător extrem de important care face de fapt regulile și este vorba de supermarketuri. Da. Vorbim de cantități importante de lapte care au ajuns, vorbim lapte UHT sau alte produse lactate care au ajuns la limita perioadei de valabilitate pe rafturi, în condițiile în care se exercită o presiune constantă din această direcție, în condițiile în care fermierii noștri sunt cu costuri de producție extrem de ridicate. Iar cel mai mult au de suferit micii fermieri. Fermele de familie sunt într-un real pericol din cauza politicilor prost gestionate la nivel de țară, iar fermierii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește prețul laptelui vândut către procesatori, care a scăzut dramatic din cauza importurilor din Ucraina și nu numai. Dacă anul trecut vorbeam, la finele anului, vorbeam de 3,2-3,4 RON pe litru de lapte, prețul pe care o fabrică, un procesator era dispus să-l plătească pentru laptele nostru, în momentul de față, având în vedere stocurile foarte mari de lapte, odată de materie primă, dar și de lapte procesat, ne aflăm în postura în care la poarta fermelor care au cantități mari și foarte mari de lapte, să vorbim de prețuri de 2,5-2,7. De altfel, nici subvențiile date de stat nu sunt comparabile cu cele date de guvernele țărilor care ne fac concurență. Într-o fermă mică, medie, vorbim de sume de 550 de euro pe cap, iar în fermele mari, medii și mari, vorbim de aproximativ 300 de euro. Comparativ cu ceea ce se întâmplă în Ungaria, acolo unde valoarea subvenției depășește 800 de euro. Din cauza importurilor din Ucraina, nu doar fermierii au de suferit. Și agricultorii stau cu cerealele nevândute pentru că ce vine din Ucraina este mai ieftin și asta din cauza că statele UE au acceptat suspendarea timp de un an a taxelor vamale și a cotelor maxime de import pentru cerealele ucrainene. Suntem foarte afectați. În primul rând, portul această oră este 100% blocat. Da. Datorită mărfii aduse din Ucraina, care ei având culturile modificate genetic au mari probleme la analize, în special reziduri de pesticide, etc. Și marfa a rămas blocată în silojuri și de aceea cel mai mare blocaj din această cauză. La nivelul prețurilor e foarte grav pentru că au scăzut enorm de mult, având în vedere cantitățile aduse din Ucraina. Au scăzut enorm de mult, adică când vorbeam de grâu la 1,8-1,9, acum vorbim de 1,3. În Polonia, de exemplu, situația i-a exasperat pe agricultori care au blocat circulația camionelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina pentru a protesta față de intrarea în Polonia a cerealelor ucrainene de slabă calitate și care le provoacă pierderi.